Proiectul legislativ care prevede obligativitatea prezentării certificatului verde COVID-19 la locul de muncă a fost finalizat. Potrivit noilor prevederi, cetățenii români care nu vor prezenta documentul în cauză la locul de muncă, indiferent dacă activează la stat sau în mediul privat, se vor alege cu contractele suspendate. Începând de anul viitor, am putea merge la muncă doar cu certificat verde. Noul proiect legislativ a stabilit că românii care nu vor prezenta acest document vor avea contractele suspendate fără drept la plata salariilor. Eu zic că e corect. E corect, da, pentru siguranța noastră. Da, eu sunt și vaccinată, am trecut și prin boală și știu ce înseamnă. Nu prea aș vede de ce să fie obligatoriu. Pentru ce? Omul care se duce la muncă, mă gândesc că are un contract, o carte de muncă, o asta, ce mai trebuie și certificatul ăla pentru? Eu sunt pensionar, e foarte adevărat, dar nu aș vede. Potrivit prevederilor proiectului legislativ, certificatul verde se va elibera chiar de la administrarea primei doze de vaccin anti-COVID-19. Persoanele care au trecut prin boală în ultimele 180 de zile vor putea beneficia de asemenea de acest document. În ceea ce privește testarea împotriva COVID-19, certificatul verde se va elibera cetățenilor care se testează cu acest antigen rapid cu valabilitate de 48 de ore sau cu test PCR în valabilitate de 72 de ore. Nici cum. În primul rând, vaccinarea este facultativă, adică la cum dorește fiecare. De ce, dacă asta este facultativă, obligi oamenii? De ce? Să-și piardă serviciul, să-și piardă toate drepturile. Nu, părerea mea asta este. Ultimele informații apărute în spațiul public arată că proiectul de lege pentru certificatul COVID din România va prevede 5 opțiuni, nu 3 ca în Europa. Astfel pot avea certificat verde inclusiv persoanele testate antigen în ultimele 48 de ore, cât și persoanele care s-au vaccinat cu o singură doză sau cu doză unică. Totuși, în cazul vaccinării cu o primă doză, certificatul are valabilitate până când persoana merge să facă a doua doză.